David, în Psalmul 122 ne scrie în felul următor: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Amin. În această zi, dragii mei, vrem să lăudăm numele Domnului. Spune cuvântul și așa am citit, este o sărbătoare de bucurie, dragii mei. O sărbătoare în care ne aducem aminte că și Domnul ne-a pregătit o împărăție. Așa a spus Domnul Iisus, mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde voi fi eu, să fie și urmașii mei, să fie și copiii mei. De aceea, dragii mei, pentru această împărăție ne pregătim. Am citit acest pasaj din Levitic, capitolul 23. Și probabil ați sesizat două elemente foarte importante. Printre altele, aș vrea să menționez în prima fază două lucruri și anume. Cuvântul Domnului a spus, în ziua din tâi, cum este astăzi, suntem în ziua a 15-a a lunii a 7-a, dragii mei, la sărbătoarea corturilor. Bine ați venit la sărbătoarea corturilor, fie ca prezența Domnului să fie peste noi și noi să simțim cu adevărat o bucurie, o bucurie a mântuire, că Domnul ne-a chemat, dragii mei, ne-a avut în vedere în planul Său să venim la această sărbătoare. De fapt, dragii mei, Domnul Dumnezeu, dacă priviți, a lăsat niște sărbători. Și găsim cuvântul în capitolul 23, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti cu adunări sfinte. Iată sărbătorile mele. A cui sunt sărbătorile, dragii mei? Ai cui sunt cele 10 porunci? Ale evreilor numai? Nu, dragii mei. Sărbătorile, cele 10 porunci, legea dreptății lui Dumnezeu pentru sănătatea trupului nostru, Domnul le-a lăsat pentru poporul Domnului de pe întreg pământul, dragii mei. Noi doar trebuie să intrăm în ascultare. Dragii mei, noi oamenii și oamenii în general, după ce are loc un eveniment pe pământ, apoi își fixează o sărbătoare. Și la noi, în 22 decembrie, a fost Revoluția din București și din toată țara. Și de atunci, după ce a avut loc această Revoluție, în fiecare an este o sărbătoare, în amintirea acelui eveniment care a avut loc. Dragii mei, dar cu Dumnezeu nu stau lucrurile așa. Domnul a făcut sărbători înainte, ca apoi planul lui Dumnezeu, evenimentele urma să se întâmple, să aibă loc, dragii mei. Știm cu toții sărbătorile de primăvară, sărbătoarea de Paște, sărbătoarea zimilor, sărbătoarea cinzecimii. Sunt niște sărbători care au avut o împlinire în Domnul Iisus Hristos. De fapt, urmăriți că Domnul Iisus Hristos sau persoana Domnului Iisus este în centrul acestor sărbători. Este elementul de bază a împlinirii planului Dumnezeu. De aceea dăm slavă cinste Domnului, pentru că ne-a avut în vedere și pe noi oamenii, ca din păcatul pe care a venit, dragii mei, prin Adam și a dus moartea, prin Iisus Hristos a restabilit, a făcut o relegare, o religie, dragii mei, dacă vreți, adevărată, prin care noi să avem părtășie cu Domnul și dăm slavă cinste Domnului. Zilele trecute am sărbătorit sărbătoarea Trâmbiței, care ne aduce aminte de învierea morților, apoi sărbătoarea ispășirii, care ne aduce aminte de judecata. Și noi trebuie să ne judecăm astăzi, ca atunci, să stăm cu capul sus, dragii mei. În aceste vremuri trebuie să ne smerim, pentru că atunci Domnul să ne înalțe. Și astăzi suntem la sărbătoarea corturilor, o sărbătoare de bucurie, care ne aduce aminte, dragii mei, de împărăția Domnului. Și am zis că două lucruri ar vrea să mă ocup. Spune cuvântul, în ziua din tâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălci de râu, și să vă bucurați înaintea Domnului. Era o poruncă și oamenii de atunci nu se gândeau, oare ce semnifică aceste lucruri? Să mă duc în grădină, să strâng mărul cel mai frumos, să-l aleg, să iau ciorchinul cel mai frumos, așa cum s-a ales aici. Am adus doar o
o imagine, să vedeți, dragii mei, n-am împodobit, doar ca să înțelegem că și tot așa și Domnul ne va alege pe fiecare. Din grădina sa ne va alege ce este mai bun, dragii mei. Pentru noi trebuie să înțelegem că acest lucru semnifică și, de fapt, trebuie să ne dăm seama că astăzi trebuie să aducem o jertfă de mulțumire. Așa am găsit aici, așa am citit, să aducem Domnului jertfe mistuite de foc, dragii mei. O jertfă de mulțumire, tu, prin rugăciunea ta, prin ceea ce faci, prin cântarea, prin faptul că a venit aici, aduce Domnului jertfă de mulțumire. Vei avea ocazie ca în această zi să meditezi la ceea ce Domnul a făcut pentru tine. Domnul ți-a dat hrană, a făcut să rodească pământul, dragii mei, și spuneau agricultorii că anul acesta Domnul a dat atâta porumb. Amin. Și fratele Nistor spunea, parcă cu ochii plângând, a dat Domnul cu bunătăți, dragii mei, amin, cu belșug. Amin. Tu și eu poate uităm de atâtea ori să-i aducem Domnului mulțumire, pentru că pământul te hrănește, îți dă atâtea bunătăți, fructe, legume, zarzavaturi. Amin. Doar tu trebuie să vii să-i mulțumești lui Dumnezeu. Pentru poporul Israel, dragii mei, aceasta semnifică că și Domnul a fost bun și bunătatea Lui a avut fără de margini în călătoria, în drumul lor către țara promisă, țara făgăduinței Canaan. De aceea și noi să medităm și să ne aducem aminte, dragii mei, că și trebuie să fim niște oameni roditori. Fără rodire, fără a trăi în pocăință sfântă, dragii mei, orice religie avea, orice denumire pe care avea, orice grupare, este zero, dacă nu aduci rod în pocăință. Domnul Iisus Hristos ne spune și nouă și altora le-a spus, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Este ziua când tu și eu trebuie să medităm. Oare am făcut rod în pocăință, în smerenie, în umilință, în bunătate? Oare noi am adus rod și Domnul privește înspre mine și înspre tine? Oare găsește ceva rod, ceva bun în noi? Sau se dezgustă când privește la tine și la mine? Doamne, ajută-ne ca în această zi să medităm și să facem o cercetare vie ca noi să devenim roditori. Orice pom bun face roade bune, a spus Domnul Iisus. Tu ești bun sau ești rău? Vrei ca răutatea să domine asupra ta sau vrei ca bunătatea Domnului să fie peste inimile noastre? Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Cuvântul Domnului prin profet, prin înțeleptul Solomon în Proverbe ne spune: rodul celui neprihănit este un izvor de viață. Oare tu ce izvor ai? Oare ce dăruiești în jurul tău? Oare oamenii se adapă de la cuvintele tale, din părtășia ta, din prezența ta? Sau dai numai ură și răutate și clevetire? Haideți, dragii mei, să facem o cercetare în această zi. Noi să fim un izvor de viață, ca oamenii să primească îmbărbătare într-o lume în care există atâta neînțelegeri, atâta mișcare și atâta forfătă. Tu și eu suntem chemați să fim niște fii ai împărăției Domnului. Domnul să ne ajute. În pilda vierilor, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, văzând că acei vieri la care a încredințat via, nu au dus Domnului și ne-a dat stăpânului rodul său cuvenit, a spus la un moment dat, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va duce roade cuvenite. Dragii mei, ne-a dăruit nouă astăzi să fim în fii împărăției Domnului. Vei aduce rod cuvenit. Dacă da, dă-i slavă lui Dumnezeu și întărește-te, îmbărbătează-te, nu descuraja. Nu te lăsa mișcat de valurile acestei lumea necredinței și rămâi roditor în continuare. Căci altfel vei fi dat la o parte și va veni altul în locul tău. Așadar, dragii mei, această sărbătoare ne aduce aminte de faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru roadele, pentru bunătate, pentru familie, pentru tot ceea ce primim din brațul Domnului. Dar în același timp, trebuie să aducem roade în pocăință, dragii mei. Amin. Și zic la aceasta, Domnul să ne ajute. Amin. Amin.
Apoi al doilea lucru, dragii mei, a sesizat din cuvântul Domnului că spune toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi. Pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce am scos din țara Egiptului. O poezie, dragii mei, spune felul următor. Mi-au să aminte astăzi dimineață, întrecerea grăbită din lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp acum, că în urmă zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții n-o mai strângi. Așadar, dragii mei, dacă pentru poporul Israel să locuiască în corturi însemna să-și aducă aminte copiii și urmașilor că au fost călători, au fost trecători într-o țară eternă, într-o țară făgăduită, Canaanul, dragii mei, este timpul ca astăzi tu și eu să ne aducem aminte de același lucru. Suntem trecători. Vei trece, dragul meu. Vei lăsa averea, vei lăsa familia, vei lăsa casa, mașina, pământurile, ogoarele pe care avea, le vei lăsa toate și tu vei pleca. Ești trecător, locuiești într-un corp trecător. Nu, de aceea ne îndeamnă cuvântul Domnului Iisus să nu umblăm după comori, să nu ne punem inima și să nu se lege inima de aceste lucruri, de acest pământ, ci să ne punem încrederea în Domnul, să înțelegem că suntem străini și călători pe acest pământ. Domnul, dragii mei, i-a călăuzit pe poporul Israel într-un mod extraordinar. Dacă stați și meditați la istoria poporului Israel în vechime, veți observa că și Domnul le-a dat pâine să bea, să mănânce. Atunci când a fost foame, Domnul le-a dat pâine din cer, dragii mei. Când oamenii au cerut, vrem nu numai pâine aceasta, vrem și carne. Ce a făcut Domnul? Le-a dat și carne, dragii mei. Când le-a fost sete, oamenilor, bătrânilor, copiilor, au strigat la Moise, Moise, vorbește lui Dumnezeu să nu murim, dă-ne apă, vrem apă. Domnul le-a dat și apă. A lovit în stâncă și le-a dat apă. Prin aceasta înțelegem stânca adevărată care ne dorește și nouă apă. Apoi, dragii mei, noaptea, când trebuiau să meargă, au fost conduși de lumina lui Dumnezeu. Domnul a făcut să răsară acolo lumină, în întuneric, în pustie, în deșert, să-i conducă, să apere de animale sălbatice. Și Domnul a fost cu ei și le-a dat lumină. Când noaptea a fost agita soarelui și căldura cea puternică, Domnul le-a pus un pălimar. Le-a făcut o umbrelă, dacă vreți, dragii mei. I-a ocrotit și a fost cu ei. I-a ferit de agita soarelui. Așadar, dragii mei, Duhul Domnului și mâna Domnului a fost peste poporul Israel. Și oamenii, poporul Israel, trebuiau doar să trăiască prin credință. Să învețe cum să depinde de Dumnezeu în fiecare zi. Ei au învățat acest lucru sau nu? N-au învățat acest lucru, dragii mei. De aceea spune cuvântul, împărăția le voi lua de la oameni care le-am dăruit binecuvântări și n-au prețuit. Ei nu mi-au mulțumit pentru tot ce le-am dat, pentru familie, pentru sănătate, pentru viață. Dragii mei, dacă nu suntem pe un cărucior, dacă nu ești pe un spa de spital și ești aici, mulțumește lui Dumnezeu și adu-i laudă, cinste și glorie Domnului. Tot astfel, dragii mei, pentru biserica Domnului, Domnul mi-a revărsat aceste binecuvântări și din punct de vedere spiritual. Ți-a dăruit Domnul hrană, ți-a dăruit hrana vieții și noi de multe ori o neglijăm. Noi de multe ori zicem, lasă că altul trebuie să studieze, altul trebuie să citească. Noi doar suntem așa, spune cuvântul, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine va veni la mine nu va flămânzi niciodată, cine crede în mine nu va înseta niciodată.